bate, mă. Din nou în direct și pe sport.ro, vă așteptăm la înscrieri la Cinema City, 1000 de euro pentru cel care reușește să-l învingă pe Ion Oncescu. Primiți garantat un tricou galben și mai apareți și la televizor, aveți toate motivele să treceți pe la înscrierile noastre și să veniți aici la masă alături de Ion Oncescu. Este un record mondial în direct pe care încercăm să stabilim astăzi. Cum faci dacă tu stai pierdut la masă? Hai, cine are tupeu să facă aici scandăr cu Ion Oncescu? Urajul este așteptat la masă în primul rând. Hai că zicea! Vine și câinele ăla, Curage, Curage! Striga cineva mai devreme, cine-i din Rahova? Păi hai băieții din Rahova, la înscriere! Cinema City, acolo, haideți la masă cu Oncescu! Haideți, veniți! Tupeu românului unde? Doborâți-l! Uitați nici măcar, mă sfidează și nici n-a transpirat. Uitați munca aici, mă, pe mine. De eu sunt 4-5-4, dar... până la mine mai e. Râzi în loc să-ți pară mine, Cornele. Până mâine pot să țin așa. Dau bine pe sticlă, domnul. M-au întrebat ăștia de la fabrica de vinuri de poșircă. Domne, dai bine pe sticlă, vrem să depunem, dar nu avem sticle, trebuie să facem mai mari un pic, exact. Da-le la 10 litri. În continuare aici la San Plața așteptăm înscriși. În continuare, cât mai mult să se înscrie. Intrați în armata galbenă care vrea să-l învingă pe Oncescu astăzi. Live pe sport.ro, George Vintilă împreună cu colegului, domnul Brașoveanu, vă rog frumos să ieșim în evidență, Eduard, dacă nu ne acoperă Radu, normal. Iar Radu, Eduard, picioare, Radu, erau rupărat englez. Volum, mai încet, un pic. Suntem din nou live pe sport.ro, să salutăm lumea de acasă. Mihai Brașoveanu împreună cu el și ești pe lista concurenților sau nu? Dacă e nevoie, mă bag și nu e o problemă. Vă așteptăm în continuare la înscrieri, e provocare mare, puteți pleca cu 1000 de euro de aici, puteți scrie istorie, puteți fi în cartea recordurilor alături de Ion Oncescu. Nu e numai pentru Oncescu, e pentru toată România acest record. În continuare ați auzit și voi, miză mare, 1000 de euro, dacă faci o figură frumoasă la masă cu Oncescu. Și asta nu înseamnă să mănânci fără tacâmuri, înseamnă pur și simplu să-l pui la Scandenberg. Despre asta e vorba. Și un mesaj și pentru cei de acasă. Știm că e urât afară, știm că e zăpadă, dar veniți aici pentru că merită. Este o șansă unică de a participa la acest eveniment extraordinar în care Ion Oncescu promite că învinge 1000 de adversari. Dacă n-ai apucat să ieși la Buzău, să-i ajuți pe românii de acolo care chiar au nevoie de ajutor, acolo s-au dus și colegii noștri și cei cu mașini 4x4, vino înăuntru la San Plața, înscrie-te, ia-ți un tricou galben, încearcă să-l pui la Scandenberg pe Oncescu și cine știe, poate pleci mai bogat cu 1000 de euro. 1000 de euro pot intra în buzunarul tău. Nu mai sta să te uiți la mine. Du-te, înscrie-te la intrarea de la Cinema City. Ion Oncescu te așteaptă la masă. Radu Valahu îți face antrenamentul, warm-up, făcut și de Daniel Instalatorul și de Radu Valahu, așa că suntem toți aici în stand-by pentru tine. Dacă ai venit să susții, să auzim un pic de gălăgie din food court, din San Plața, pentru Ion Oncescu! Eu eram coloana sonoră, dar unde e Ion? A dispărut Ion? Cine l-a furat pe Ion? Cum era bancul? Știți cine a împușcat mai mult? A intrat un cowboy în bar. Băi, care mi-a împușcat mai mult, mă? Că am 100 de pistole la mine. Se duce la barman, mi-a împușcat mai mult, nu? Se duce la pianist, băi, tu știi cine mi-a împușcat mai mult? Cum să nu? Tâncă, cine mi-a împușcat mai mult? Ăsta era bancul, mulțumesc! Zi! Nu putem să facem tot. Acolo este locul lui Ion. Aici, jos, cu cea mai mare plăcere. Iar dați-mă că și la jos, că mi-e cald. Da. Deci, facem un apel,
Cine l-a furat pe Ion? Dacă nu este vorba de somn, dacă nu l-a furat somnul, vă rog să-l aducă pe Ion, da? Radu, se vede, da? Okay. Se reia lupta aici la masa lui Ion Lucescu. Dintr-un moment în altul sosește de 5 ori campion mondial și va deveni a 6-a oară, dacă nu mă înșel. Deci putem spune cinciplu campion mondial, nu? Astăzi, nu? Hai că ai venit și cu ai venit exact. Luptele. Obliu e la masă. Obliu e la masă, doamnelor și domnilor. La ce număr am ajuns? Concurentul cu numărul... Spate, ești îmbrăcat. Du-te mă și înscrie-te. 252. Mă băieți, mă băieți. Trăim în secolul vitezei. Și pe tot de București. Ce mă, ești tare? Hai mă. Păi ce facem? O legătură de banane? Hai. O legătură de ceapă roșie. Mamă, fătul. Arma secretă pentru Ion este aici. Ne apropiem de recordul de acum 2 ani când Ion Lucescu a învins 300 de oameni, anul trecut am fost 500, azi vrem să fim 1000. N-ai treabă cu mine, cu Ion ai treabă. Du-te! Foarte interesant. Și Rupert! Distruge-l! Seek and destroy! Hail and kill! Menuar! Pare rău, bene! Pare rău! Băi, ce faci, mă? Vorbești la telefon în direct, mă? Vorbește prin televizor, mă, creastă! Ce păr ai, mă? S-a auzit un râs de... Bravo! Cineva cu simțul umorului? Rechine, ce faci, mă? Te bați cu fetele? Da, ai făcut? Credeam că zici că l-ai rupt. Mi-a zis. Te pune pe YouTube. Dă-l pe Rechinu! Îi se zice lui Rechinu. Îi se zice Rechinu care nas albastru. Nu! Nu te întrebi mai mare, are 50 de brațe. Haide, ieșiți băieți, nu mai stați îmbrăcați aici. Nu mai stați aici îmbrăcați, doamnă frumos. Singurul îmbrăcat de aici este Georgica și cu Mihai. Nu știu dacă pe Ion îi inspiră muzica. Ne dezbrăcăm de caracter. Sau în plața sau pur și simplu faptul că numărul concurenților se tot mărește, tot mai multă lume la înscriere. Înscrie-te și tu, și tu, și tu, și tu, și tu. O grămadă de mușchi văd pe aici, o grămadă de români mari, bine făcuți. Uite, bagă un tricou galben pe tine, vino încoace, poate pleci cu 1000 de euro acasă, cine știe? Nici măcar, și gândește-te, nici la o, la câtă mai jos, Georgica, la o treime? La o treime. Ne apropiem.